Ediția a șaptea a Târgului Darurilor de Crăciun este una dintre acțiunile de suflet care conturează evenimentul derulat de Consiliul Județean Crăciun în Maramureș. Târgul este organizat de Asociația NOD în colaborare cu Biblioteca Județeană Petre Dulfu din Baia Mare, Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza și va fi deschis până vineri seara în Salonul Artelor din cadrul bibliotecii. Irinel Ilie a adus la Târgul Darurilor de Crăciun decoruri din porțelan glazurate și pictate special pentru brad și casă. Deci am venit cu decoruri pentru brad și numai pentru brad, pentru casă, pentru masă, pentru ferestre. Sunt făcute din porțelan, glazurate și pictate cu glazuri speciale și pigmenti speciali. Majoritatea sunt făcute prin patin, așa se numește, cu sunt zgriate și apoi colorate pe ele. Și ce am adus nou anul ăsta și mi-s foarte dragi mie, sunt caprele și porcii. Zice că porcii sunt pentru bunăstare. Așa că porchița al meu, dacă a fost gripă porcină, ăsta e sănătos și vrednic de o bunăstare. Și căprițele, pentru că mie mi-au fost foarte dragi, zona unde am copilărit eu se mai mergea cu capra și mi-erau foarte dragi, așa că am zis să mai poate se bucură și alții de ele, nu numai eu. Au trecere? Da și nu. Sincer, surprinzător, au trecere mai mare căsuțele. Deci cred că toată lumea atrage spre acasă. Sunt niște căsuțe cu flori și călduroase și păsările iarăși mai au. Cred că lumea are nevoie de un pic de pace. Astea au trecere mai mare. Ce prețuri au produsele dumneavoastră? Păi sunt 25 de lei și mai am, sunt doar decorurile de Crăciun, se pot lua în set sau la bucată și mai sunt cărți de poștale care sunt 5 lei. Anul ăsta așa, keep it simple. De la Târgul Darurilor de Crăciun nu lipsește nici mobilierul transilvanean. A fost adus la târg de o echipă de tineri din Sibiu. Cu ce produs ați venit la târg? Am venit cu flori pictate. Mobilierul transilvanean pe care noi încercăm să-l readucem în casele oamenilor. Deocamdată oscilăm între pictura din zona Sibiului și pictura din zona Brașovului. Le-am adoptat pe amândouă, încercăm să le reproducem cât mai fidel după exponatele din muzeele etnografice. Atrag privirile, lumea întreabă, dar nu știu câți vor avea curajul să-și pună în casă așa ceva. Bine, nu e neapărat nevoie să umpli toate casa. O piesă de rezistență dă bine, o ladă de zestre, două scaune, o băncuță pe hol. În afară de mobilierul mare, mai avem și, să zicem, obiecte mai mici, casete, cutii, rame, ornamente, decorațiuni de Crăciun. Sperăm să vină și băimărenii la târg. Ne-am venit din Sibiu. Eu mai puțin de mers până la bibliotecă. Îi așteptăm cu drag, astăzi și mâine, după care nu vor mai avea așa multe opțiuni. Cei care au fost s-au declarat foarte încântați, chiar entuziasmați văzând așa ceva. Le-au pipăit, le-au atins, au întrebat dacă se pot folosi scaunele în regim normal sau dacă trebuie puse undeva și pe post de bibelou. Scaunele, deci toate obiectele noastre sunt complet funcționale, se pot folosi în regim normal, rezistă în timp, nu sunt solide. Nu. Dar acum, începutul e mai greu, așa că probabil că dacă cineva va cumpăra, vor urma și alții. La Târgul Darurilor de Crăciun pot fi achiziționate de la decorațiuni până la produse cosmetice naturale. Deși este la a șaptea ediție, organizatorii spun că numărul celor care trec pragul este încă unul redus, cauza ar fi apariția tot mai multe centre comerciale. Este o ediție nouă, este a șaptea, o cifră magică, zicem noi, după aia vom vedea cât se va mai putea și cum. Avem expozanți în majoritatea lor din Baia Mare, pentru că a fost un an în care am decis destul de târziu că mai facem târgul, din diferite motive, și am mizat foarte mult pe cei de aici. Dar avem și de data aceasta pe cineva venit de la Sibiu și este un expozant din Sighet. În rest sunt toți băimăreni, dar am încercat să acoperim o paletă cât mai largă de produse. Avem pentru prima dată carte pentru copii, pe care o aduce editura Cartema din Baia Mare. Mobilier pictat, domnul care vine de la mai multe ediții a venit din Sibiu, acum a adus obiecte mai mari. Eu zic că acoperim
destul de mult din nevoia publicului în această perioadă. Bijuterii, cosmetice, decorațiuni, cărți poștale, cam de toate. Sunteți la a șaptea ediție. Poți să ne spui câteva cuvinte despre evoluția acestui târg? Da, au existat schimbări pe care eu le-am sesizat și pe care mi le-am dorit calitative. Totdeauna am încercat să aduc produse cât mai de calitate și mai bine realizate. Singurul nostru of se referă la public. Publicul, în schimb, nu a crescut. Dimpotrivă, tot mai greu ajung. Cu cât crește numărul mall-urilor, cu atât e mai greu pentru noi să rezistăm. Și cred că dacă oamenii ar înțelege că, de fapt, atunci când dăruiești, trebuie să dăruiești lucruri cu obiecte cu suflet, nu făcute în serii nelimitate în China și în altă parte, ar fi mai bine pentru toată lumea. Da, ce produse au trecere la târg anul acesta? Din ce ați observat? Păi oamenii caută din toate. Caută cei care au copilași, cumpără carte pentru copii sau obiecte care, mă rog, sunt ok pentru ei. Avem produse, este o doamnă care are un stand cu produse textile, care ea reciclează pur și simplu ea de la fabrici, de la mari producători, ceea ce cade și le recompune și creează obiecte foarte frumoase, majoritatea pentru copii. Cei care nu au copii caută alt gen de produse, se caută și produsele cosmetice. Cam din ce avem noi se caută totul. Problema e că sunt puțini vizitatori. Bămărenii sunt încântați de acest târg și apreciază unicitatea lui. Foarte plăcut și foarte frumos și în fiecare an vin să văd din frumusețile astea ale târgului și în fiecare an am luat așa câte o mică douăș pentru, pentru fiecare, pentru că sunt lucruri frumoase, unice și care într-adevăr transmit ceva. Cum vi se pare târgul de Crăciun? Abia am intrat, acum am intrat, dar eu în fiecare an vin și urmăresc și foarte frumos, sunt lucruri foarte frumoase, de mână toate făcute, deci nu stați și nu industrializate. Da, e foarte frumos și în fiecare an văd că apar noutăți. Îmi pare bine că pot să vin și avem asemenea târg în oraș. Târgul Darurilor de Crăciun va mai fi deschis vineri până la ora 19 la Salonul Artelor din cadrul Bibliotecii Județene Petre Dulfu din Baia Mare.